Ei, că nu stă aparatul ăsta. O venit zăpadă, o venit iarna, tot trebuie să mișcă, tot trebuie să schimbă avioane, elicoptere, chestii. Da. Servus, Iohannis, unde te duci? În Florida? Nu cred. Bună dimineața, cafeluță. Am primit o cafea de la un anonim. Acolo pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea, unde puteți să dați o cafea să rumâna, pot să nici nu scrii numele. Cineva anonim mi-a dat o cafea, m-am uitat la cafea. Am gustat, zic, mă, să nu fie cumva cu novicioc. Dar știu eu că voi nu faceți de astea. După aia mai dat și Marius Micloș încă o cafeluță, două, și totul e sub control. Totul e sub control, toată treaba e bună, bună dimineața, cum sunteți? Sunteți bine că sunteți pe canalul lui Nicu Bendea, canalul care te amuză, canalul care te dispune și de ce nu te distrează, cum sunteți? Bine, sănătoși. A trecut un pic zăpada peste noi. Scrieți-mi la comentarii acolo pe unde stați cât de mare a fost stratul de depunere de zăpadă. Nu prea așa, e la noi a nins, la noi, în Cluj-Napoca a nins așa, din Lapoviță din soare, din soare în nimic. Așa un fin strat alb a fost doar în Cluj-Napoca, totuși bucuria copiilor, că ăla micu săracu nu a mai văzut nin soare până acum și stătea cu fața în sus și se topeau fulgușorii pe față și, da, frumos. Oricum, oricât ar ninge de puțin, oricum ar fi vremea, iarna te aruncă un pic înapoi în copilărie. Așa-i? Te arunc un pic în copilărie, dar de acolo îți găsești optimismul. S-a făcut un studiu care spune așa, românii cei mai optimiști din UE în privința rezolvării problemei, pe problema asta de COVID, de COVID, de epidemie, de pandemie, de năcaz. Cei mai, 5-6% văd o ieșire pozitivă și rapidă. 5-6% simt ceva că e bine. 44% stăm și mai gândim ardelenește. Dar totuși e o chestie grozavă și se vede asta, uite, în secția ATI de la Spitalul din Târgu Jiu. Se vede optimismul, se vede pozitivismul, se vede starea de bine a românilor. În secția, sau mă rog, în spitalul cu secția ATI din Târgu Jiu, o asistentă vâșneață și un doctor periculos de bun au făcut un pic de dragoste pe acolo. Nu, no, e bine sau e rău? Eu zic că e bine. Ei bine, că uite, așa se menține moralul ridicat, se menține optimismul la cote înalte, treaba lor. Ori găsit și acolo o canapea, ori găsit poate o cafea, cafeaua de după. Mulțumesc celor care îmi sunteți alături și cu o cafea pe buymeacoffee.com/nicubendea. Da, asta e. Oamenii tineri, oameni stresați de probleme, ce au zis? Ia să ne detensionăm noi un pic. Acum iară anchetă, iară fel de fel de... Tot timpul vine ancheta, așa e în România. Se întâmplă ceva, anchetă. S-a întâmplat și un cutremur în Buzău. S-a întâmplat în Buzău un cutremur asimptomatic. Nu s-a simțit nici măcar la București. Ei, că nici cutremurile nu mai ies cum erau odată, din fericire. După ce se întâmplă așa ceva, tot timpul îi se ia interviu domnului Mărmureanu sau Mahmureanu, cum îl cheamă, și care ne tot zice că o să vină un cutremur, dar nu știm când. Vine cutremurul pe la noi? Nu vine, că nu-l chemăm noi. Na, ia ziceți o părere. Sâmbătă, ieri, alaltă dimineață, când m-am bărbierit, am zis, mă, hai să-mi las și eu cioc, că toată lumea își lasă ceva de la o vreme. Știți cum îi îmbătrânești și ca să nu ți se vadă chelia, compensez cu un petic de păr în plus pe față. Știi cum e? Încep să ai tic. Tot îmi dau cu mâna în... Nu știu cum e. Nu vă întreb cum arăt, vă întreb, e bine să mai îmi las cioc sau să-l dau jos? Din alt punct de vedere, de acum când mă barbierez, dau aici numai cu cremă, fac așa, și gata, e gata. Trebuie să am un pic de grijă la contur. Nici nu-i bogată barba pe aici ca să fie un pămătuf, un pămăstuf, nu știu. Până mai beți o gură de cafea, mai gândiți-vă și scrieți-mi la comentarii. Mă mai țiu sau nu mă mai țiu de cioc sau îl tai jos? Avea de pe Buy Me a Coffee. Ce să facem? Totul e pe site-uri acum, totul e online, totul e virtual, totul e... Spor la treabă. Nu vedeți că cea mai puternică, cea mai tare companie românească e aia, UiPath, UiPath, UiPath. Aia care e unicornul, vedeți? Unicornul. Unicornul, alții corna. Unicornul, unicorn românesc. Aia de miliarde, valorează miliarde de dolari, al lui Daniel Dines de pe Moldova, ai băiatul, dar eu mers trotineta, cea mai valoroasă companie românească. Nu poșta, nu prefectura, nu minele, uzinele, nu.
ce face firma asta? Roboți. Ne înlocuiesc imediat. Acum vedeți că era cuvântul ăsta, îl foloseam mai ales înainte de 89. Și ce facem? Păi robotim. Venea de la rusescu, nu? Rabota. Se rabatea, se rabata. Cu raboteza, se reboteza treaba. Robotim. Ei, acum facem roboți care să robotească, care să roboțească în locul nostru. Sunt curios și eu, voi ce ziceți? O să apară așa curând pe piață niște roboței de ăștia? Mai greu, acum de ăștia electrocasnici mai găsești câte un robot. Apropo de roboți electrocasnici, vă rog la urări, la comentarii astăzi câteva urări. E ziua soacrei. Face o vârstă frumoasă, nu vă dezvălui. Să vedem cu ce surprize ne așteaptă astăzi. Vi le dezvălui la secțiunea comentarii. Mulțumesc de abonare. Am văzut că și el v-ați uitat la video și alaltă, deși a fost weekend. Mulțumesc că v-ați făcut vreme să treceți un pic și pe canalul meu. O cafeluță bună să fie primită. Doamne, ajută-vă! E curios să vedem ce dă, ce va dă ea de fiecare dată. Și eu, mamă, soacră, nu-i așa? Da, e frumos să te aniversezi. Săgetătoare, vă dați seama. Cine are ultimul cuvânt în casă? Și primul și ultimul. Să trăiască soacrele, că fără ele n-am fi avut cu cine să ne căsătorim. Deci așa, compania românească, UiPath. Deci cea mai tare companie asta care produce inteligență artificială sau roboți. Că, no, ne-am săturat de oameni să aducem roboți în politică. Deci unde politică aș schimba toți parlamentarii cu roboți. Cu roboți măcar ăia au, nu știu să fure. S-ar învăța până la urmă dacă ar fi roboți români, s-ar învăța ei între ei, dar măcar nu fură. Și acum deja să desfac guverne din umbră. Mai sunt 2 săptămâni din fericire că m-am săturat de alegerile astea. Mai sunt din fericire 2 săptămâni până la alegeri și deja aș fac ei guverne din umbră. Cine pe cine să pună acolo și UDMR-ul este pregătit să intre la guvernare. Noi dorim să dăm ministru de la sănătate, cultură și mediu. Specializarea lor. Numai că la mediu fiertați o dus. Vereștoi să le mai arate cum să remediau problemele, dar sunt alții. Găsește Kelemen Hunor. El sigur se va propune la cultură. El este filozof din Cârțișoara sau Scârțișoara, filozof care a terminat și medicinul veterinar. Așteptăm din urmă, din umbră așa, să ne alegem, să facem alianța și noi să fim acolo. Ne ținem de scaun 4 ani. Ce, n-avem autostrăzi? Păi n-ați văzut că se lucrează puternic. Ludovic Orban a inaugurat ceva drum expres. Terminat, început de vreo 20 de ani și terminat pe porțiune acum, dar l-a inaugurat el. Și a zis că va mai inaugura câteva bucăți de drum prin jurul dății de 1 decembrie, pe 6 la vot și după aia încă 4 ani. Ia să facem, nu vă mai rețin că e luni, să vă meargă bine, să aveți o săptămână de excepție. Tot ce vă doriți, sănătate multă și o cafeluță, buymeacoffee.com/nicubendea. Toate cele bune. Ne vedem cu bine mâine de la 10 pe același canal. Veniți cu noi pe canalul de YouTube-oi al lui Bendea. Cele bune. No, cum fac cu ciocul? Poate îmi dă o soluție soacră mea când o pup de la mulți ani. Așa. Așa ca un cactus. Vedem și mai discutăm și cu stylist să vedem ce o să se rezolve. Hai, pa!